Vă rog frumos. Stimate domnule coleg, eu înțeleg că prin prisma faptului că cu o majoritate destul de convingătoare s-au aprobat rezultatele unei examinări a unor liste care de fapt n-au fost examinate, doastre acum încercați mie să-mi băgați pe gât alte chestiuni. Ce am descoperit eu știți doastre prea bine și îmi pare rău că ieri în cadrul ședinței n-am avut posibilitate să vă expun aceste chestiuni. Dar referitor la chestia de procuratură, era așa ca un fapt divers, eu v-am informat că anterior, în cadrul mai multor ședințe, noi am că nu suntem o procuratură electorală, atunci când nu ne era convenabil sau nu aveam argumente cum să soluționăm o chestiune sau alta. De aceea eu vă rog să competăm, să folosim armele egal în toate situațiile și fac această solicitare de acum a treia oară. Referitor la proiect, eu reiterez solicitarea de a fi pus la vot acest proiect cu susținerea opiniei expuse de coleg că ca o atenționare pentru partide, pentru editori de ziare și așa mai departe, să țină cont de reflectarea exactă și corectă a chestiunilor financiare în rapoarte. Mulțumesc!